Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că în localitate continuă lucrările la investițiile aflate în derulare. Una dintre acestea este asfaltarea străzii rogojeștilor. Lucrările de asfaltare sunt întoi. Astăzi se doarnă asfalt pe strada rogojeștilor. Împreună cu Direcția Tehnică și Serviciul Urbanism, monitorizăm îndeaproape calitatea lucrărilor și comportamentul acestora În timp, a declarat primarul Adrian Popoiu. El a precizat că recent au fost prezenți pe teren și reprezentanții ai Inspectoratului de Stat în Construcții, care au constatat execuția bună a lucrărilor până la acest moment. Primarul Popoiu a mai arătat că finanțarea acestei investiții este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Reamintim că primarul Adrian Popoiu și ministrul dezvoltării Adrian Ioan Veștea au semnat la sfârșitul lunii iunie un contract de finanțare în valoare de 14,5 milioane lei prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru reabilitarea drumurilor afectate de masterplanul de extindere a rețelei de apă canal. Primarul a anunțat că în proiect sunt incluse 15 străzi.